Bun găsit la o nouă ediție din Viața Romilor. În emisiunea de astăzi vă prezentăm informații noi legate despre acțiunile Partidei Romilor, atât în cadrul campaniilor naționale Asumă-ți Identitatea și SOS Copiii Romi, cât și pentru sprijinirea refugiaților din Ucraina, dar și despre succesul unei importante inițiative legislative menite să crească șansele copiilor romi la educație. Tot în această ediție urmăriți un material privind situația copiilor instituționalizați, realizat de echipa din Viața Romilor în urma summitului Vocea Noastră, desfășurat la Sinaia. De asemenea, revenim cu detalii privind recensământul populației și locuințelor și importanța asumării identității, o obligație majoră față de comunitate, înaintași și valorile etniei. Vedem în această ediție povestea unui artist remarcabil, Ilie Udilă, un model pentru multe generații de romi și nu numai. Rămâneți alături de noi! Începe o nouă ediție din Viața Romilor! Cu resursele noastre limitate financiare, pentru că nu putem să folosim bani de la bugetul de stat, că nu avem linie specială pentru această problemă, am discutat și cu domnul președinte, am discutat și cu domnul primar, să instalăm pe modelul World Vision, în care permanent să avem aici un vorbitor de limbă romanie, care să acorde asistență activităților pe care dumneavoastră le desfășurați, pentru că noi vorbim foarte lesne cu ei. Uite, acum am fost sunat din tren și mă certa că nu au loc. Dar nu lucrez eu la SNCFR și am luat bilete, cu locurile sunt așa cum, nu știu, Dumnezeu știe cum CFR-ul își administrează problema. Toată cheltuiala legată de suportul pe care îl dăm este venit din partea organizației noastre, Partida Romilor, și am fi bucuroși dacă ne-ați primi în această locație să sprijinim activitatea dumneavoastră, să-i direcționăm fie către vamă, direct, pentru că traseul normal ar fi să-i ducem către Nădlag sau către Vama de Vest, fie către București, până vom pune la dispoziție un asemenea culoare. Asta este propunerea organizației noastre. Noi este foarte bună propunerea, în condițiile în care dumneavoastră, spunem, aveți un circuit aproape complet, adică aveți corespondența cu cei de acolo, pentru că nu neapărat transportul, pentru că transportul îl facem noi. Avem autocare care pleacă zilnic la Palanca. Înseamnă că începând de azi trebuie să fac achizițiile. O știți dumneavoastră, uitați-vă cum este vremea, adaptat climei, ceva care să reziste și la vânt, nu numai la temperatură extremă. Care să fie încălzit totodată. Da, ceva încălzit, ceva pe structură metalică, cu schelet foarte bine ancorat. Dimensiunea nu trebuie ceva foarte mare. Nu, cred că este suficient. Și cum e asta, e perfect. Cred că este suficient. Da, este perfect. Eu vă promit că la începutul săptămânii viitoare va fi operațional. Înțeles, vom inscripționa și în limba ucraineană, în limba romanii, pentru că ei vor vedea acest lucru, și în limba română. E perfect și ne-a scăpat de o mică parte, dar importantă. În tabăra de refugiați de la Huși a fost amplasat containerul dedicat romilor ucraineni care trec granița spre România. Așa cum a promis la vizita sa anterioară, Daniel Vasile, prim vicepreședintele Partidei Romilor și coordonator al regiunii Moldova, a convocat echipa filialei Vaslui pentru a face recepția containerului. Dialogul cu autoritățile vasluiene a fost unul eficient și constructiv, grație colonelului Nicolae Tătaru, inspector șef în cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Vaslui, care a salutat această inițiativă. Containerul a fost achiziționat prin eforturile Partidei Romilor Pro Europa, regiunea Moldova, direct implicat fiind Daniel Vasile, coordonator Partida Romilor, care a realizat toate demersurile pentru calibrarea să se facă într-un timp cât mai scurt. Containerul beneficiază de electricitate și căldură și a fost utilat cu un pat, un birou și scaune. Pe container va fi inscripționat numele Asociației Partida Romilor, iar pasul următor este acela de a aduce în tabăra de refugiați de la Huși și traducători specializați în limba romanii, care să faciliteze dialogul dintre refugiați și autorități. Rămâneți alături de Partida Romilor, regiunea Moldova, pentru că seria acțiunilor sociale menite să îi sprijine pe refugiații ucraineni nu se termină aici. Echipa emisiunii din Viața Romilor este prezentă ca de fiecare dată în teren pentru a lua pulsul evenimentelor.
reprezentanții filialelor Partidei Romilor din județele Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Bistrița, Năsăud, Cluj, Mureș, Arad, Timiș, Brașov și Hunedoara s-au reunit în cadrul unei ședințe regionale desfășurată la Oradea. La eveniment au fost prezenți Marian Daragiu, prim vicepreședinte al Partidei Romilor și subsecretar de stat în Ministerul Educației, deputatul Cătălin Manea, prim vicepreședinte al Partidei Romilor, Adrian Berbec, secretar general adjunct al Partidei Romilor și reprezentanții ai organizației de tineret a Partidei Romilor. De asemenea, la întâlnire au participat membrii administrației publice locale, directoarea Direcției Județene de Statistică Bihor, doamna Valentina Pașc, și deputatul Sabo Odon, vicepreședinte al Comisiei de Învățământ din Camera Deputaților. Subiectul principal dezbătut în cadrul întâlnirii a vizat derularea campaniei naționale de informare și conștientizare civică, Asumă-ți identitatea și participarea etnicilor romi la recensământul populației și locuințelor. De asemenea, în cadrul discuțiilor au fost abordate teme prioritare precum implicarea Partidei Romilor în sprijinirea refugiaților ucraineni, dar și agenda acțiunilor organizațiilor locale în domeniul educației. Echipa coordonatorului regiunii Ardeal a Partidei Romilor, deputatul Cătălin Manea, a participat la ședința Consiliului Director a organizației din județul Bistrița-Năsăud. În cadrul întâlnirii cu reprezentanții sucursalelor din județ, a fost discutată necesitatea reorganizării filialei, fiind stabilite consultări cu reprezentanții comunităților, ai administrației publice locale și ai societății civile. Un punct principal pe agenda întâlnirii a fost desfășurarea recensământului populației și locuințelor, informații noi privind autorecenzarea și autorecenzarea asistată, fiind prezentate de Luca Mircea Chira, directorul executiv al Direcției Regionale de Statistică, Bistrița-Năsăud. Echipa de coordonare a regiunii Ardeal a Partidei Romilor a continuat deplasarea în teritoriu și a participat la Zalău la o întâlnire cu reprezentanții filialelor locale din 15 localități ale județului Sălaj. La eveniment a participat și directorul Direcției Județene de Statistică din județul Sălaj, domnul Joldeș Traian Nicolae, care a răspuns întrebărilor pe tema recensământului populației și locuințelor și a prezentat situația derulării procedurilor statistice în județ. De asemenea, împreună cu seniorii și tinerii organizațiilor Partidei Romilor din județ, au fost dezbătute problemele cu care se confruntă romii din comunități, dar și soluțiile existente și comunicarea cu autoritățile pentru rezolvarea acestora. În vizita de lucru întreprinsă în județul Iași, Iulian Paraschiv, prim vicepreședinte al organizației Partida Romilor și președinte al Agenției Naționale pentru Romi, a participat la o serie de întâlniri cu reprezentanții Ministerului Educației, Administrației Prezidențiale, Inspectoratului Școlar Județean Iași și Primăriei Municipiului Iași, în cadrul evenimentelor prilejuite de desfășurarea primei ediții a Galei Profesorul Anului din Mediul Rural, un proiect al organizației Teach for Romania. Alături de specialiști din domeniul educației și reprezentanții ai administrației publice locale, prim vicepreședintele Partidei Romilor a vizitat comunitățile educaționale din localitățile Mironeasa și Miroslava. Întâlnirile de la Prefectura Județului Iași și Inspectoratul Școlar al Județului au prilejuit dezbateri pe teme legate de dezvoltarea infrastructurii școlare, a resurselor umane și a bazei materiale din comunitățile școlare. Cu acest prilej, Iulian Paraschiv a subliniat nevoia de măsuri urgente și coerente pentru reducerea ratei abandonului școlar și importanța acțiunilor inspectorilor școlari pentru romi, a mediatorilor școlari și sanitari și a experților pentru romi în aplicarea strategiilor dedicate îmbunătățirii calității actului educațional în comunități. Și în acest an, campania SOS Copiii Romi se desfășoară la nivel național și vizează sprijinirea elevilor și studenților de etnie romă pentru accesarea locurilor speciale disponibile în licee și facultăți. Iată că și anul acesta campania SOS Copiii Romi vine în sprijinul părinților cât și elevilor pentru admiterea în licee și în facultăți. Această campanie an de an sprijină foarte mult elevii, atât în consilierea lor pentru alegerea cel mai bun liceu pentru ei, cât și domeniul în care elevii să învețe. Sperăm că anul acesta să fie mult mai bun față de anul trecut, ținând cont că această pandemie a trecut practic și putem să ne întâlnim în sfârșit cu părinții și putem în sfârșit să îi consiliem așa cum trebuie. Chiar vom începe de săptămâna aceasta să ne deplasăm în școli. În sfârșit avem voie să ne deplasăm în școli, unde vom informa copiii
cu referitor la această campanie. Campania SOS Copii Rom se desfășoară la nivel de țară și așteptăm absolut pe toți părinții de etnie romă la sediile noastre din țară și de la sediul central. Pentru detalii și pentru alte întrebări, informații, ne găsiți pe paginile noastre de socializare, dar și pe site-ul partidaromilor.ro. Campania derulată în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Inspectoratele Școlare Județene din întreaga țară va prilejui o serie de acțiuni de informare, consiliere școlară în prezența părinților și elevilor și acordarea recomandărilor de apartenență la etnia romă necesare pentru admiterea pe locurile speciale. În capitală, reprezentanții Organizației de Tineret a Partidei Romilor se ocupă deja cu întocmirea documentației și organizarea întâlnirilor ce se vor desfășura fizic cu elevii și părinții romi. Acestea sunt documentele pe care părinții trebuie să le completeze pentru a obține această recomandare. Aici avem o declarație pe propria răspundere unde ei își asumă etnia. Vă spuneam că părinții trebuie să completeze aceste documente pentru că minorii nu au voie. Și atunci este necesar pentru a elibera această recomandare ca părinții să deplaseze cu elevii la sediile noastre. Trebuie să aibă asupra lor acel buletin, atât buletinul lor cât și buletinul elevilor, și la sediile noastre vor primi informațiile necesare pentru admitere. Vă spuneam mai devreme că oferim și acea consiliere părinților. Vă spun sincer că acea consiliere poate să dureze și o jumătate de oră, pentru că dorim din toată inima să aflăm absolut toate lucrurile despre copil pentru a-l îndruma acolo unde se poate descurca. Sperăm să ajutăm cât mai mulți copii să își îndeplinească visul. În momentul când avem prezentările în școli, prezentăm absolut toate. De la licee până la toată procedura de obținere a recomandărilor, inclusiv stăm de vorbă cu elevii, inclusiv stăm de vorbă cu profesorii și suntem acolo, practic. Și prin această campanie arătăm încă o dată că Partida Romilor este alături de oameni și suntem printre oameni. Nu ezita să ne contacteze, este pentru viitorul tău. Ne găsești atât pe Facebook, cât și Instagram, cât și TikTok. Caută-ne, Partida Romilor. Experiența le-a demonstrat membrilor organizației de tineret importanța unei educații solide pentru construirea unui viitor în societate și acest lucru îi motivează să se implice concret în sprijinirea elevilor de etnie romă. Și eu am luat recomandare de la Partida Romilor pentru înscrierea la liceu și la facultate. Nu ezita să-ți asumi identitatea etnică, aplică și tu pentru recomandare, e vorba de tine și de viitorul tău. La sediul Partidei Romilor din Ilfov, reprezentanții organizației s-au întâlnit la sfârșitul săptămânii cu părinții și elevii din comunitate, au discutat despre oportunitățile școlare și importanța continuării studiilor și au fost eliberate primele recomandări pentru locurile în licee. Inițiativa legislativă care vizează modificarea legii educației pentru a permite includerea în structura inspectoratelor școlare de inspectori școlari pentru problemele romilor proveniți din medii socioeconomice dezavantajate, dar și încadrarea de noi mediatori școlari, absolvenți de liceu în comunitățile cu pondere mare de romi, a fost supusă la vot săptămâna trecută în plenul Camerei Deputaților. Proiectul propus de deputatul etniei rome, Cătălin Manea, a fost adoptat cu 233 de voturi, urmând a fi supus dezbaterilor și votului Senatului României. În prezent aș vrea să vă spun că aproximativ 80% dintre copiii neșcolarizați din România sunt copii romi, iar 50% dintre ei merg regulat la școală. 25% dintre cei cu vârsta de peste 10 ani nu mai merg deloc la școală, iar în privința nivelului de studii, doar 9% dintre romi au absolvit studii medii și doar 0,3% studii superioare. Așadar, stimați colegi, este extrem de important să avem, pe de o parte, în structura inspectoratelor școlare, acești inspectori școlari care să se ocupe distinct de problematica copiilor și tinerilor aparținând grupurilor vulnerabile, pe de altă parte, este imperios necesar ca la nivelul acestor comunități extrem de sărace să avem un număr mult mai ridicat de mediatori școlari care
în opinia mea, reprezintă o adevărată instituție, dat fiind faptul că principala lor sarcină prevăzută de altfel și în fișa postului este aceea de a aduce copiii la școală și de a-i menține școală. De cele mai multe ori discutăm despre rata abandonului școlar și aproape deloc despre un fenomen, spun eu, cumplit la nivelul României, și anume numărul extrem de ridicat de copii care au vârsta legală de a fi înscriși în sistemul educațional românesc și care nu merg la școală. Vorbim de zeci de mii de copii. Proiectul de lege pe care l-am inițiat reprezintă un pas extrem de important pentru copiii și tinerii care provin din medii socioeconomice defavorizate din România. Lagărele lui Ceaușescu ard privirea chiar și la 30 de ani distanță, chiar dacă deteriorate, imaginile acestea sunt cât se poate de reale. De-a lungul timpului s-au țesut povești despre cum filmările acelor ani ar fi fost regizate pentru a lovi în sistem, dar cum pot regiza pruncii și copiii de numai câțiva ani neiubirea, teama, înfometarea și neputința? Sufletele inocente parcă se agață de viață cu ultimele puteri și imploră să fie salvate de inimi cărora le pasă. Lagărele lui Ceaușescu nu au fost români adoptați imediat după 89, arată o micșorare a creierului îngrijorătoare. Fiecare an petrecut în orfelinatele comuniste a dus la scăderea cu 3% a creierului celor mici, o consecință a relelor tratamente suferite în urma abandonului și a vieții în orfelinat, traumă care nu se va remedia niciodată. La toate acestea se adaugă stigma socială, deoarece copiii din instituțiile de stat sunt adesea considerați diferiți. Conform rapoartelor UNICEF, guvernul României a înregistrat în ultimele 3 decenii progrese semnificative în ceea ce privește reducerea numărului de copii aflați în îngrijirea statului. Țara noastră are încă unul dintre cele mai mari sisteme alternative de îngrijire din Europa. Acest sistem se ocupă de nevoile a peste 56.000 de copii. Dintre aceștia, aproximativ 18.000 sunt în îngrijire maternală, 13.900 în grija rudelor, 4.800 în grija altor familii și 18.500 în instituții de stat. Aproximativ 3.000 dintre aceștia sunt adoptabili. A treia ediție a summitului copiilor și tinerilor aflați în grija statului s-a intitulat Vocea noastră și a reunit la Sinaia reprezentanți din ministere și organizații care luptă pentru drepturile copiilor instituționalizați sau care sunt dați spre adopție. Mulțumită relaxării restricțiilor impuse în pandemie, evenimentul s-a bucurat de prezența tinerilor minori și majori veniți din toată țara și care se află încă în grija sistemelor de protecție. Tinerii au avut șansa să participe la o serie de workshop-uri de socializare și informare. Totodată au aflat poveștile de succes ale celor care au fost cândva ca ei, dar prin șansă și determinare au reușit să facă pace cu trecutul și chiar să răzbată. Oare puteți să-mi spuneți din sală de ce Vocea noastră? Ați avea răspuns la această întrebare ca să vedem temele de unde pornim. Bună ziua, eu sunt Fernando. Da, cred că... De ce Vocea noastră, în asistența socială există acest principiu al interesului superior al copilului și una dintre emblemele acestui principiu este acela că copilul trebuie să se facă auzit și că el trebuie să spună de ceea ce are nevoie. Cel mai important lucru pentru a vedea importanța vocii noastre este acela de a verifica pulsul sistemului. Pulsul sistemului poate fi dat de oamenii care vin din sistem, și aici vorbim de persoanele, asistenții sociali, statul, ONG-urile care fac această muncă, dar cel mai important feedback pe care noi îl putem primi este acela dat de noi, un feedback sincer, transparent și care nu se pierde poate în cuvinte de specialitate de cele mai multe ori, ci vorbește foarte mult din inimă, din emoție. Asta este vocea noastră și aș spune că vocea noastră este o voce a emoției. Desigur, e ambinată cu rațiunea sistemului și a oamenilor care știu să pună în perspectivă în acest frumos tablou sistemul de protecție, putem conlucra. Și vocea aceasta noastră cheamă societatea la un dialog. La un dialog în care fiecare creier, inimă, simțire,
poate să producă schimbări. Și cineva mă întreba care este scopul acestui summit, care este scopul acestei voci. Scopul acestei voci, scopul acestui summit este ca sistemul de protecție al copilului să devină din ce în ce mai bun, să performeze din ce în ce mai bine, și asta nu neapărat sub un imperiu al sancțiunilor sau sub imperii din astea în care încercăm să impunem ceva, ci sub imperiul dialogului și al cooperării constante. O poveste inspirațională le-a fost oferită celor prezenți în sală de către Vișinel Bălan. Acesta a fost abandonat la vârsta de 2 luni, fiind al 13-lea copil al unei familii din Bacău. A trecut prin mai multe centre de plasament și nu și-a cunoscut familia până la vârsta de 11 ani. În anii cei mai de preț ai unui copil, Vișinel a cunoscut orori care ar îngenunchea pe oricine. Cumva, inexplicabil, Vișinel a găsit în el forța pentru a merge mai departe. Este licențiat în drept și teatru și are 2 mastere în științe penale și în asistență socială. Astăzi este asistent universitar în cadrul SNSPA și vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului. Povestea sa a ajuns peste hotare fiind căutat de către cei de la The Guardian, iar pe la noi oamenii au aflat de Vișinel în întâlnirile TEDx. Eu am crescut, am fost ca mulți dintre voi, eu am întâlnit sistemul vechi, din genul ăla de leagăn, smuls din brațele mamei și plimbat la toate structurile specifice cum era atunci, orfelinat, casă de copii, centre de plasament. Am experimentat și asistența maternală. Nu întâmplător răspund la orice oră, indiferent că sunt 100, că sunt 50, că voi fi conectat la perfuzii sau asta, toți copiii primesc cu încredere răspunsul apelului meu. E obositor, mi-asum riscul acesta, dar în același timp și teama de a nu vă dezamăgi. Și îmi doresc foarte mult să nu ajung în pragul în care să vă dezamăgesc sau să îmi privesc fiul și să nu știu sau să nu fiu capabil să explic că am ajuns acolo și de fapt eu n-am fost capabil să gestionez. Așa am vrut să înțelegeți că vorbim de noi, nu vorbim de noi, PNOPC-ul și voi, CTI. De-aia am și zis vocea noastră, de-aia și am zis că vocea noastră va fi în forma schimbării, pentru că sunteți formal în, sau mă rog, în plan juridic, într-o procedură în PNOPC, dar aș vrea să fiți implicați fizic în acest proces al schimbării, al formei schimbării, și aș vrea să participați la workshop-urile noastre, să participați cu ideile voastre în a elabora și a monitoriza politicile publice. Scopul este în primul rând să ne cunoaștem, scopul mai este acela de a reuși să adunăm tineri care vor să-și exprime această voință și vor să reprezinte cauza tinerilor și copiilor instituționalizați în județele lor, și pe care noi îi putem ajuta în a-și face această voce auzită, le putem oferi această platformă tocmai pentru a-și spune ceea ce doresc să-și spună. Și totodată este cel al dialogului cu autoritățile. Încercăm să le expunem autorităților problemele pe care noi le avem și totodată să mai încercăm încă o dată un dialog cu ei, un dialog în beneficiul acestor tineri. Pentru că, dincolo de a sancționa anumite abuzuri, trebuie ca autoritățile la un moment dat să înțeleagă că ei trebuie să vină ca parteneri de dialog, un dialog constructiv în beneficiu tinerilor și copiilor instituționalizați, scop urmărit și de noi, dar și de ele. Totodată este acela de a chema parteneri din societatea civilă sau parteneri din zona minorităților în acest dialog, pentru că vorbim de tineri și copii care fac parte din diverse grupuri minoritare și acest lucru trebuiește integrat. Eu tocmai am susținut, alături de colegii mei, înființarea unui departament de diversitate și minorități în cadrul CTI-ului, tocmai pentru abordarea acestor problematici. Și pentru asta chiar le mulțumesc partenerilor noștri de la Partida Romilor Pro Europa, care au venit în acest demers în sprijinul nostru. Care ar fi hibele sistemului de protecție în ceea ce privește copiii instituționalizați? Unde mai are nevoie România să lucreze? România stă foarte bine pe multe paliere ale legislației și știm chestiunea asta.
Însă ce o diferențează spre ea, de exemplu, de țări precum Anglia, da, Marea Britanie, care nu stă așa de bine pe legislație, dar stă mai bine pe practică, este de fapt practica instituțională. Vorbim despre faptul că avem nevoie să aducem copilul într-un mediu cât mai apropiat de familie. Suntem una din singurele țări care mai plătim asistenți sociali sau asistenți maternali pentru a avea grijă de copii, în loc să încercăm să integrăm prin măsurile de tip plasament familial sau adopție. Suntem una dintre puținele țări care mai punem copiii la comuni, în așa numitele centre rezidențiale. Copilul, pentru a se simți într-o familie, are nevoie să-i se creeze un cadru familial, nu neapărat un cadru a unui loc de muncă în care el este un beneficiar. El este un copil, el este un tânăr și are aceleași nevoi ca un alt copil și un alt tânăr din România, și să nu simtă cumva că el face parte dintr-o condiție socială mai specială sau mai diferită de a altui tânăr sau copil din România. Afecțiunea este criteriul cel mai important în ceea ce privește dezvoltarea emoțională a copilului sau a tânărului și integrarea mai apoi socioeducațională, despre care vorbim de foarte multe ori în termeni de genul, însă uităm poate partea de practică, adică partea în concret ce înseamnă. Iar lipsa unei afecțiuni creează diverse tulburări în funcționarea și dezvoltarea viitorului adult. Și atunci vorbim de repercursiuni pe care societatea le va suporta. Odată ce înțelegem că sistemul de protecție a copilului nu înseamnă un alt loc de muncă sau un alt sistem în care angajăm oameni, ci înseamnă o familie, da? O familie în care statul este părintele și actorul principal, în momentul respectiv putem vorbi de rezolvarea acestei traume din care pornesc celelalte, care pot încorpora abuzul fizic, abuzul emoțional sau chiar și abuzurile medicamentoase, care sunt o realitate a calmării acestor, să zic eu, metode prin care tinerii vor să-și facă vocea auzită, pentru că și agitația poate fi o metodă și anumite trăiri pe care noi le avem sau stări nervoase, dar de multe ori ele sunt înțelese ca rebeliuni și nu neapărat ca niște carențe care s-au adunat și la un moment dat răbufnesc într-un anumit cadru. Ce șanse au copiii care ies la împlinirea celor 18 ani din sistemul instituționalizat și intră în viața reală? Șansa lui depinde de educație și depinde de foarte multe ori de oamenii care sunt în jur. Din păcate, nu există un mecanism foarte clar și unitar aplicat în țară în ceea ce privește politicile acestea de integrare socioeducațională sau cele de dezvoltare a deprinderilor de viață independente, și mai mult vedem niște insulițe de bune practică, cum ar fi, să exemplu, Clujul, Bacău sau Timișoara, da? Dar chestiunile astea ar trebui normalizate și unificate, da? Unificate, unitarizate, oarecum la nivelul statului român. Adică să nu vină neapărat dintr-o proprie inițiativă a unui DGSPC dintr-un anumit județ, ci el să fie oarecum o practică obligatorie, comunitară. Da? Pentru că atunci vom putea vorbi de un tânăr care știe în momentul în care iese din sistem unde se poate angaja, cum își poate plăti o chirie și administra un ban și ce oportunități are în funcție de capacitățile și năzuințele pe care le emană, îl edifică pe el ca individ. Vasile Porumbaru zâmbește, este jovial și comunicativ, dar mai presus de toate este puternic. Din păcate, și el a cunoscut sistemul de protecție, a fost copil instituționalizat în anii 80-90 la Bușteni, a fost discriminat de multe ori de-a lungul vieții sale pentru că este de etnie romă, dar în timp a învățat să bată la ușile potrivite, conduce un ONG care luptă pentru drepturile copiilor instituționalizați și este și președintele organizației de tineret Partida Romilor, filiala Prahova. Care este viitorul copiilor instituționalizați din clipa în care, în clipa în care împlinesc 18 ani și trebuie să înfrunte viața, de fapt? Nu pot să prezic viitorul, dar pot să spun că ei se vor confrunta cu niște provocări, să zic așa, în momentul în care vor părăsi sistemul, și anume, foarte important, trebuie să aibă unde să tragă, adică un loc de cazare, o locuință, iar al doilea pas în procesul de integrare ar fi un loc de muncă. Trebuie să vă precizez că din ce cunoaștem noi și din
cu tinerii cu care noi am lucrat de-a lungul celor 18 ani. Acești tineri primesc un barem de la stat, barem care, trebuie să fiu sincer și realist, nu și-l administrează într-un mod corespunzător pentru a lua o chirie, de exemplu. Și atunci, în momentul în care ei consumă acest barem, deci să zic că ei primesc undeva la 2000 de lei, am avut varianta în care au strâns și bursele. Ei au cheltuit cam într-o lună, două luni acest barem și după aceea s-au trezit în stradă. Și atunci organizațiile neguvernamentale trebuie să găsească soluții pentru ei. Adică e un proces destul de complex, nu este ușor să faci integrare, iar cazurile de succes care noi le avem, trebuie să vă spun sincer că au trecut prin 5 ani de rateuri, iarăși să le dăm o șansă, rateuri și tot așa. Deci, durează. Despre ce procent vorbim în privința tinerilor care ies din sistemele instituționalizate și ajung în societate? Care e rata succesului pentru aceștia? Păi, anual ies cam 3000 de tineri și trebuie să vă spun că nu ies tinerii care se reîntorc în familiile naturale. Pentru că avem și această speță. Mă refer la tinerii care chiar, nu știu, s-au trezit în familii foarte sărace, iar integrarea înapoi în familie nu mai este posibilă, pentru că, vă dați seama, acele familii se confruntă cu sărăcia și știm bine că în România procentul sărăciei în rândul oamenilor este undeva la 45, este unul destul de ridicat. Deci, ceea ce vă mai pot spune eu și la discuția care am avut-o înainte cu cei de la autoritate, undeva la 50-60% sunt de etnie romă. Dar n-aș vrea să duc discuția că toate familiile de etnie romă sunt cele mai sărace, pentru că dacă ne uităm în tradiție, când spui rom, nu spui neapărat sărac, nu spui ca social și nu spui infractor. Cum sunt ajutați acești copii încă de când se află în sistemul instituționalizat să facă față vieții, să știe să se descurce din punct de vedere financiar, să obțină o meserie, să-și ducă practic zilele? Păi așa cum vedeți la acest eveniment, ne-am adunat organizații naționale și internaționale, dar și organizații locale, care facilitează, să zic un pic, părți de tranziție. Când zic asta, înseamnă că sunt organizații care fac diverse ateliere deja în centre pe zona aceasta de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă. Alte organizații fac educație financiară, pentru că v-am povestit mai devreme că unii nu știu încă să-și cheltuiască banii, bursele. Și bineînțeles că mai avem foarte mult de lucrat pe partea de responsabilitate. În centre, noi avem cam toate lucrurile oferite și mă refer la rechizite, mă refer la cazare, mă refer la mese, mă refer la școală. Ei bine, când părăsești sistemul, nu mai ai toate lucrurile oferite, ești tu singur într-o lume cum e România. Și atunci, sigur că apare stresul, anxietatea, depresiile, gânduri de suicid, chiar și eventual aderarea la niște grupuri delictogene. Când spun asta, înseamnă cerșătorie, înseamnă droguri sau îmbolnăviri. Pe zona de rezultate vă pot spune că ele există, dar există din două puncte de vedere. Unul este că tânărul și-a dat ambiția și a fost împins de la spate cu un mentor, cu un îndrumător, prin organizații neguvernamentale și, într-adevăr, când a făcut greșeli, a fost lăsat să pice în acea greșeală, să dea el cu
capul, să zicem așa, iar a doua perspectivă este aceasta în care efectiv nu avem nici acum o statistică ce se întâmplă chiar cu toți din sistem. Asociația pe care Vasile o conduce se ocupă de tinerii care abia au ieșit din sistemul de protecție și încă nu își găsesc drumul. Tinerii primesc adăpost, o masă caldă și sunt introduși în circuitul voluntariatului până își găsesc un loc de muncă stabil. Este un ajutor care contează enorm pentru cei care abia dau piept cu viața și se trezesc peste noapte în postura de adult care trebuie să preia frâiele propriei vieți. Care este rata de angajare pe piața forței de muncă? Aici eu trebuie să recunosc că e o rată scăzută. Ei nu ies cu meserii care să răspundă chiar pieței muncii. Și asta nu este doar în sistemul de protecție al statului, este și în învățământul de masă. Adică angajatorii cu AJFM-urile nu cred că au parteneriatul ăla puternic în care să spună, băi, școlile de meserii trebuie să ne pregătească asta, 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 pentru că asta avem noi în piață. Și vedeți, cercul vicios continuă. Sunt discuții de 3 ani încoace, servicii integrate. Atenție că de servicii integrate se vorbesc și pentru familiile sărace. Ce înseamnă, de exemplu, serviciile astea integrate? Să luăm un tânăr. El are nevoie de cazare, de sănătate, de educație. Asta înseamnă că eu aduc cei 3 specialiști care să lucreze cu el pentru a nu pica în extrema sărăciei sau pentru a nu pica în patima drogurilor. Dacă el mai are și alte nevoi, și anume o consiliere psihologică, una juridică, îi aduc și pe acei, deci avem deja 5 specialiști care lucrează pentru un caz. Pentru a înțelege câtuși de puțin sistemul instituționalizat de astăzi, este necesar să aruncăm o privire spre trecut. În noiembrie 1966, regimul comunist a decretat interzicerea avorturilor și a limitat accesul la contracepție. Un an mai târziu, cifra anuală a nașterilor din România s-a dublat, iar specialiștii estimează că numărul copiilor abandonați anual s-a dublat și el. Pentru a face față acestei creșteri, statul a construit sute de clădiri mamut în care aceștia urmau să crească. Unul dintre cele mai mari centre din țară s-a construit la Târgu Ocna, în județul Bacău. Centrul beneficia de 600 de locuri oficiale, dar, în realitate, până la 1100 de băieți au fost adăpostiți în perioadele aglomerate. Regimul comunist a oprit instruirea psihologilor și asistenților sociali, astfel încât în centrele de plasament lucrau persoane fără studii de specialitate, care se descurcau cum puteau cu sutele de copii pe care îi aveau în grijă. Statisticile estimează că în anii 90 existau în țara noastră peste 700 de orfelinate care adăposteau peste 100.000 de copii. Presa, cei care scăpau până la a deveni majori și a fi aruncați din stradă din acele stabilimente, rămâneau cu sechele pe viață. Este adevărat că astăzi nu mai vedem în centre copii care nu au haine, nu au mâncare sau cele strict necesare traiului, așa cum se întâmpla până în 1989. La fel, cazurile în care copiii sunt maltratați sau abuzați de către angajați sunt mai rare, dar nu au dispărut complet. La Centrul Teritorial pentru Protecția de Tip Familial a Copilului cu Nevoi Speciale din Roșiorii de Vede, situația este una favorabilă copiilor care ajung aici. Strategia care dă rezultate cel puțin mulțumitoare este prevenția. Educație și informare înainte de toate. Sunt și eu părinte și cum mă comport cu copilul meu, consider că așa ar trebui să mă comport și cu ei. În primul rând, le oferim găzduire, hrană, educație și tot ce ține de un copil, de ce ține de sprijinul să-l ajutăm să crească frumos, să crească bine, să acomodeze cu centru. Sunt copii care provin din familii cu probleme și trebuie să treacă etapele de acomodare, să îi ajutăm să integreze în școală, în societate, în
Iar scopul nostru, finalitatea centrelor, pentru o integrare și reintegrare profesională în societate. Asta urmărim, ca ei să poată fi, când împlinesc vârsta sau la cerere, să poată să descurce în viață, să se integreze în societate, să devină un om cu care se poate descurca singur, un om pe picioarele lui. Avem copii care urmează facultate, avem studenți, avem elevi, copii merg în școli normale. Cum sunt acești copii în clipa în care ajung la dumneavoastră la centru? Primul pas pentru a-i integra cât de cât în centrele acestea, poate cu consiliere psihologică, de ce anume au nevoie? În primul rând de consiliere, din partea echipei avem echipă multidisciplinară formată din educatori, personal, psihologi, șeful centrului, asistenți medicali și înainte de toate, în orice activități, noi ne bazăm mai mult pe prevenție, să îi ajutăm să depășească traumele cu care vin și îi sprijinim să treacă de hopul ăsta, de dezrădăcinare, că depinde din mediul în care, de unde provin. Ei deja vin cu trauma lipsei părinților sau, eu știu, crescuți de bunici, de diverse cauze, că sunt în cauze. Încercăm cât putem să-i sunt consiliații, sunt sprijiniți, sunt li se asigură asistență medicală, tot ce au nevoie ca să îi ajute să treacă peste... Da, simt, depinde de fiecare copil. Unii teamă, frică. Copiii sunt ok când ies din sistem. Marea majoritate găsesc un loc de muncă sau se reintegrează. Am avut și cazuri familiale când părinții au reușit, sau unul din părinți sau ambii să reabiliteze. Și-au găsit un loc de muncă și își pot lua copiii, dacă și copiii doresc, țin legătura și își pot lua copiii înapoi. Cei mici au dosare pentru adopție, au fost și adoptați. Punem bază foarte mare pe prevenție, delicvență, la fel băiețeilor și fetelor. Avem parteneriate cu poliția, vin și desfășoară activități, le pun diverse filme. Au o șansă copiii care provin din sistemul instituționalizat să aibă un parcurs ca adulți, mă refer, normal? Da, eu consider că mare parte din copii, da, sunt reabilitați. Lucrăm foarte mult cu tineri care au ieșit din casele de copii, care au părăsit sistemul. Iar tranziția aceasta e una destul de șocantă pentru ei. E practic a doua oară când sunt abandonați. Iarăși, o altă problemă sunt derutați. Nu au încredere în sine, nu au stabilitatea și echilibru care ar trebui să-l aibă și nu au încredere în nimeni. Trei arme cu care i-au plecat în lume, fără să le prindă, să le acumuleze, să le învețe aceste mecanisme în casa de copii, și atunci ei clachează și ajung din afara sistemului, ies din sistemul privat sau de stat, majoritatea, ies de fapt în lumea reală, da? În comunitate, nu sunt acceptați, sunt vulnerabili pentru că nu le mai dai cât le-ai dat 18 ani și atunci ajung să intre în tot felul de grupuri, nu știu ce este bine pentru ei, ce este rău pentru ei și au niște decizii greșite și atunci e prea târziu. Și atunci vezi că majoritatea, dacă se cere o statistică, hai să vedem câți au intrat în sistemul penitenciar, câți au intrat în sistemul de psihiatrie internați, câți au intrat pe partea de alcoolemie și câți și câți și câți sunt. Avem și copii din sistem care stau sunt în sistemul DGASPC, dar stau la asistenții maternali
și aceia asistenți maternali. Eu recomand ca autoritățile să meargă să facă vizite mai des acasă. Să se recomand iarăși o continuă perfecționare a angajaților din sistem și de către supervizori, să fie supervizorii nu din interior, ci din exterior. Pentru că e foarte important. Degeaba eu sunt supervizor și te supervizez pe tine, că ești colega mea, îți dau 10, ai atins maximul și hai, mergem în continuare. Nu rezolvăm așa deloc. Vorbeați despre coerență și strategii clare pe care Guvernul României ar trebui să le implementeze în ceea ce îi privește pe copiii care se află în sistemul instituționalizat. V-aș întreba asociația dumneavoastră, ce face concret pentru a-i transforma pe acești tineri care ies la împlinirea celor 18 ani, ies în lume, să fie pe picioarele lor și să aibă totuși o șansă la normalitate? E o muncă foarte grea, pentru că tu practic... să vă dau un exemplu, iei covorul ăsta de pe jos și e plin de noroi și tocit și tu vrei să-l faci nou nouț, nu mai e cum, petele să văd. E, așa, la fel și la copii, vin deja cu niște răni și acele răni se rezolvă doar prin, dacă o rană nu poți să o vindeci 100%, dar măcar să-l ajuți să vină la linia de plutire, o poți face printr-un terapeut. E foarte greu să convingi un tânăr care a ieșit din plasament să meargă la terapie. Deci eu acum am avut un fost orfan ce a ieșit din plasament. Eu la toți le zic colegi, pentru că și eu am fost în sistem și știu cum, adică mă compar cu ei. Deci foarte greu a fost să-l conving, hai mergi la terapie că ai nevoie. Pentru că mentalitatea și psihologii care avem în sistem, poate nu în tot acest sistem, în toate centrele sunt la fel, vorbesc, fac ora de consiliere și după ora află toată lumea. Și atunci acești copii și-au pierdut încrederea în psiholog. Și atunci, vă dați seama, vine cu atâtea traume, instabilitatea iarăși se formează doar din singurul fapt că îl iei și îl muți dintr-o casă în alta. Doar din acest mod. Că dacă vă mai dau un alt exemplu, că sunt luați din familii maternale și duși în casa de copii, pe le nenoroce pe acel copil. Și tu mai ai pretenția că acel copil, deci, să fie un om 100% sănătos? Nu. N-ai cum. Terapia, în primul rând, este una dintre a ajuta pe copii, dar asta nu se poate face nici într-un an, nici într-un 2 ani de zile. Această terapie trebuie să fie constantă. Dumneavoastră, cum ați reușit? Care e povestea? Noi vedem astăzi un om care pare foarte bine, dar ce se ascunde în spate? Mulțumesc, așa pare, dar sunt bine, nu foarte bine, sunt bine. Eu am fost norocos, să zic așa. Am fost într-o casă privată la Ion Țiriac, în Brașov. Am avut toate condițiile, dar iarăși de-aia am ajuns la concluzia că nu este bine întotdeauna să oferi copilului toate condițiile. Cel mai important e dragostea părintească. Modul cum îi vorbești, modul cum îl tratezi și să-i dai încrederea aia despre ce vă vorbeam și înainte. Am avut o experiență mai puțin plăcută după ce am ieșit din sistem. Pot spune că am avut tot așa o instabilitate, nu am avut... aveam încredere în toți care îmi vindeau povești frumoase și roz. Am căzut victima traficului, am fost victima traficului de persoane. Nu mi-a fost ușor. A trebuit să merg, cred că an bun, la terapie. Nu pot să zic că sunt încă 100% vindecat, de aceea vă spun că o rană care este, indiferent cum este,
nu poate să fie vindecată 100%, dar sunt bine. Și continui să merg la terapii, nu doar pentru problemele personale, cât și pentru problemele profesionale, să mă ajute să iau decizii concrete, raționale, pentru munca pe care o desfășor. Chiar dacă nu există o cifră oficială, se aproximează că 60% din rândurile copiilor instituționalizați sunt copii de etnie romă. Stigma și discriminarea pe criterii etnice rămâne din păcate o realitate cruntă a zilelor noastre, însă un ajutor real poate veni acolo unde tinerii deveniți majori înțeleg beneficiile asumării etnice. Declararea etniei atrage după sine o serie de programe dedicate romilor, care pot fi implementate la nivel național și european. În acest sens, Partida Romilor Pro-Euro Europa și Consiliul Tinerilor Instituționalizați vor semna în perioada următoare un protocol de colaborare menit să vină în ajutorarea copiilor instituționalizați de etnie romă. Îndemn pe această cale pe toți tinerii care au ieșit din sistemele de ocrotire socială să se îndemne, să se declare la recensământul ce va urma că sunt cetățeni români de etnie romă. Pentru că este un mare beneficiu pentru noi, ca cetățeni români de etnie romă, cât și pentru instituțiile statului și reprezentative, cum este Organizația Partidei Romilor, care dacă noi, la nivel național, ne-am fi declarat cu numărul real în care suntem în România, lucrurile ar fi mers altfel și la nivel guvernamental, chiar și la nivel legislativ, chiar și la nivel bugetar, unde ar putea să atingă mai multe praguri pentru integrarea noastră ca și minoritate. Singura organizație ca minoritate care au deschis brațele către noi a fost, și nu fac o propagandă, mă repet, a fost toată deschiderea a domnului președinte Nicolae Păun, până să facem un parteneriat cu domnia sa, și ne dorim în continuare să avem un parteneriat, să știți că și ca persoană fizică dumnealui, că de aici a plecat chestia de parteneriat, ne ajuta la modul personal în activitățile pe care noi le promovam, atât cu copii instituționalizați, cât și cu copiii din familiile rome. Azi suntem prezenți la summitul tinerilor instituționalizați, un summit pe care am considerat foarte oportun să fiu prezent. Domnul președinte Nicolae Păun a primit această invitație din partea UNICEF România și Consiliului Național al Tinerilor aflați în grija statului, iar persoana desemnată am fost să particip eu. M-am bucurat de ceea ce am văzut în sală, copiii care chiar au nevoie de sprijinul nostru, din două perspective. Perspectiva în care ei sunt instituționalizați și au această problemă de integrare, și a doua problemă care se confruntă, problema identității etnice. Stând de vorbă cu mulți dintre ei și mai ales cu reprezentanții acestora, am aflat un lucru dureros. Peste 60% din copiii aflați în centre sunt de etnie romă. Care este problema? Cum de s-a ajuns la un număr atât de mare? Și care sunt soluțiile? Ar trebui ca asociația, așa cum și-a deschis acest orizont, împreună cu Consiliul Național Tinerilor și Guvernul României, să întreprindă demersuri pentru a vedea, în primul rând, problema de unde provine și cum putem stopa acest lucru. Măsurile concrete care le putem face pentru îmbunătățirea acestei situații. Trebuie, în primul rând, să ne asumăm identitatea. Într-adevăr, ei spun că sunt de etnie romă, însă nu sunt și declarați oficial. Pe baza acestui lucru, Partida Romilor desfășoară la nivel național campania națională Asumați Identitatea, drept pentru care, în următoarea perioadă, împreună cu UNICEF și Consiliul Tinerilor Instituționalizați, ne vom deplasa în centrele deplasament și nu numai, pentru a încerca să-i convingem pe tineri să-și asume această identitate, să nu mai le fie rușine cu etnia din care provin, pentru că, de ce nu, au beneficii de pe această
asumarea identității. Vorbim de locuri speciale alocate acestor universități de stat, accesul lor la un cămin prin prisma intrării pe locurile speciale alocate, de ce nu burse educaționale de la diferite organizații și multe alte oportunități pentru care chiar îi îndemn să-și asume această identitate de etnic rom. Nu este o rușine. Binele cel mai mare pe care îl putem face pentru un copil aflat în sistemul de protecție este să îi oferim șansa unei familii. 46.000 de copii instituționalizați așteaptă să rostească pentru prima dată cuvântul acasă. Dacă vă gândiți să fiți înger salvator și să adoptați un copil, atunci vă spunem că legea adopției a trecut prin mai multe modificări, fiind eliminate o serie de bariere de ordin birocratic, conform datelor înregistrate în evidența Registrului Național pentru Adopții, numărul copiilor adoptați pentru care există sentințe definitive a fost în anul 2021 de 1600, o cifră istorică, după cum au numit-o specialiștii. Simplificată în anul 2020, legislația adopției are și norme metodologice și au fost introduse și stimulente financiare. Procedura de adopție ajunge să dureze în medie e un an. Evenimentul statistic al anului, recensământul populației și al locuințelor, este în plină desfășurare. Până pe 15 mai, cetățenii au posibilitatea să participe individual la acest proces prin autorecenzarea online, accesând pagina www.recensământromânia.ro sau deplasându-se în punctele de autorecenzare asistată, unde sunt ajutați să completeze chestionarele de recensământ de către personal specializat direct pe tabletele puse la dispoziție de Institutul Național de Statistică. Etapa interviurilor față în față se va derula în perioada 16 mai-17 iulie, când doar persoanele care nu s-au autorecenzat vor primi vizita recenzorului la domiciliu pentru colectarea datelor, tot cu ajutorul tabletelor. Protecția și confidențialitatea datelor fiecărui cetățean sunt garantate prin lege, iar informațiile oferite nu pot fi folosite decât în scop statistic, nefiind utilizate nici în justiție, nici de către fisc sau direcții și furnizori de servicii publice ori private. Atenție! Participarea la recensământ și furnizarea de informații corecte și complete, fie prin metoda autorecenzării, fie prin intermediul interviului față în față cu un recenzor, sunt obligatorii. Refuzul de a participa la recensământ, prin una din cele trei formule puse la dispoziție, oferirea de informații false sau incomplete, refuzul de a colabora cu recenzorul în recenzarea la domiciliu, toate acestea sunt considerate contravenții, ce pot fi sancționate conform legii. Există pentru persoanele fizice amenzi cuprinse între 1.000 și 3.000 de lei pentru refuzul de a participa la recensământ, refuzul de a de a oferi date, dar există și, acum am amintit mai devreme, amenzi pentru recenzori. De asemenea, persoanele care îi împiedică pe recenzori să-și facă treaba, să facă recensământul propriu-zis, riscă amenzi. Partida Romilor a semnat un protocol de colaborare cu Institutul Național de Statistică pentru informarea și sprijinirea reprezentanților etniei în vederea participării la recensământ și a lansat campania națională Asumă-ți identitatea. Datele oferite sunt confidențiale și protejate conform legii. Asumarea identității etnice este o opțiune care produce efecte la nivelul întregii comunități de romi. De-a lungul timpului, o serie de personalități remarcabile din societatea românească și-au asumat identitatea etnică și au contribuit astfel la recunoașterea și respectarea valorilor și tradițiilor etniei. Modelele rome de succes vor fi mereu evidențiate în emisiunea Din viața romilor, ele constituind un reper social și motiv de mândrie pentru minoritatea romă. Înainte să existe sintetizatoare, efecte și aplicații de muzică pe dispozitive electronice, piesele de altădată aveau un farmec aparte, pentru că interpretarea se făcea de fiecare dată live. Piesele nu puteau fi prelucrate sau îmbunătățite prin intermediul tehnologiei. Pe atunci era mult mai simplu, artistul era bun sau nu. Verdictul publicului era transparent, direct, fără echivoc. Se aplauda sau nu, rămâneai pe scaun sau te ridicai și plecai. Într-o astfel de lume s-a născut și Ilie Udilă, unul dintre cei mai mari acordeoniști pe care i-a dat România. Ilie Udilă a fost un fenomen muzical, dar parcă nu îndeajuns de apreciat.
Vrei să ne întâlnim sâmbătă seară într-o cârciunioară la șosea, unde cântă un pian și o vioară și unde nu ne vede nimeni. Ilie Udilă s-a născut pe 25 decembrie 1930, într-un București care înflorea din punct de vedere administrativ și cultural. În anii 30 se construia intens, în special în centrul orașului, iar viața cultural-socială a Bucureștiului era la un nivel fără precedent, confirmând porecla de Micul Paris. Ilie Udilă face primii pași în viața de copil într-un oraș în plină vervă, care fremăta de atâta trăire. De mic, petrecea mult timp pe lângă tatăl său, armonistul Stere Udilă, de la care învață muzică, dar și cum să te descurci printre oameni. La numai 10 ani, Ilie Udilă se îndrăgostește de acordeon, pe care nu-l mai lasă din mână niciodată. Urmează ani de studiu intens, timp în care capătă o tehnică muzicală aparte, iese cu ușurință din anonimat datorită talentului său imens, dar și pentru că dă dovadă de calități umane excepționale. Școala vieții de la el am învățat. Cum să te comporți, cum să fii civilizat, cum să râzi, să nervii să-i lași deoparte, chiar dacă ești nervos, să ții ții în frâu, să ai răbdare, să-l asculți pe celălalt, multe. De unde știa maestrul Udilă să se descurce în viață? Domnul e nativ, asta a fost talentul și asta, har. Că nu știu, nici nu știu câte, dacă școli multe așa, dar era nativ, dar disciplinat, autodidact, un artist complet. Un artist desăvârșit. Unul dintre cei mai mari muzicanți lăutare ai timpurilor, ai României. Mă simțeam onorat să fiu în prezența lui. Nici de cum mă simțeam în umbra lui. Mă simțeam onorat să stau lângă el. În 1947, pe când avea numai 17 ani, Ilie Udilă cântă în fața publicului de la oraș la restaurantul La Doi Cocoși din Rahova, în formația lui Pandele Dumitrescu. În 1951, intră în orchestra ansamblului artistic CFR Giulești, iar în 1953, pleacă în primul turneu la Moscova și la Sofia, împreună cu o orchestră mică condusă de violonistul Nicu Stănescu. Își face debutul la radio în 1954, iar în 1950 înregistrează primul său disc la Electrecord cu acompaniamentul orchestrei Electrecord, dirijată de marele Ionel Budișteanu. Pentru mine, tata a fost mentorul acordeonului. Datorită lui s-a învățat breaza, sârba, brâu. El a fost primul care le-a imprimat la viteză, care a dus acordeonul la un nivel extraordinar de mare. Și un om de mare valoare cu caracter formidabil. Nu vreau să vorbesc, să exagerez, dar în general toți muzicanții mai în vârstă știu totul. Fiindcă el avea și un suflet bun și a înființat acordeonul, într-adevăr. Până la el nu se cânta breze, brâuri, chestii de astea. Dacă nu era el, să vină cu tehnică la sârmă. Breze, el are primele breze la viteză. Brâiază, brâu, tot. Și amparaua și în ziua de azi să cântă la toate, a rămas în tradiție. Când vine de la cinema vodă, toată lumea o știe. La orice nuntă să cântă. Când vine cu porcii, cu
curcani. Petrecerile adevărate purtau semnătura Ilie Udilă. Acordeonul său devenea magic pentru că mâinile sale erau magice. El este cel care a revoluționat stilurile muzicale breaza și sârba, oferindu-le ascultătorilor săi o altă definiție despre ceea ce înseamnă muzica de petrecere. Nici nu credem că ar fi putut să cânte alt gen, pentru că Ilie Udilă a fost un om de lume. Nu a știut să lase averi pe pământ, dar a știut să se îmbogățească prin oamenii pe care i-a cunoscut de-a lungul timpului. Un artist, un predestinat pentru acordeon. Parcă Dumnezeu i-a spus, tu trebuie să crezi numai cu acordeon. Atât de... era unul și același lucru. Că fără acordeon, nu l-aș fi văzut pe Ilie Udilă cântând la alt instrument. Nu mi-l pot imagina. Deci acordeonul făcea parte din ființa lui. Să vorbeam în familie tot timpul, numai la nivelul, la gradul de plăcere absolută, de mândrie totală, să vorbea despre maestru Udilă. Altfel n-avea cum să vorbești. El, cum să vă spun, a fost primul omul care a pus bazele acordeonului și care să cânta astăzi. Până la el să cânta așa, s-a cadat, nu era nimic. El a venit cu legăturile de la acordeon. Cânta pe stil de vioară, de, ca Florea Cioacă, pustil. Și l-a transpus pe acordeon. Și i-a dat o frumusețe și în afară de faptul că era foarte talentat și i-a dat o egalitate și o curatețe melodiilor și o frumusețe, se zbârlește carnea pe mine numai când... Mi-aduc aminte când vorbești, că eu deja memorez în minte melodii de ale lui cântate la tehnica și claritatea și acuratețea. Mulți nici ziua de astăzi nu ating aceste performanțe. N-a vrut să cânte cu pianul niciodată, fiindcă atunci a luat să ia amploare acordeonul. Când a început el să cânte, s-a schimbat toată lumea. Păi avea 5 elevi când eram eu copil, care au devenit mari acordeoniști, Marele Mieluță, Păun Dorel, Bebe de la Petrecioaia venea la tata și Pandelescu a venit, nu mai spun, foarte mulți. În 1959 este încadrat în Orchestra de Muzică Populară a ansamblului Ciocârlia, sub conducerea dirijorilor Victor Predescu, Tudor Pană și Constantin Arvinte. Între 1960-1969 merge împreună cu aceștia, dar și cu dirijorul Ionel Budișteanu, în numeroase turnee artistice în Tirana, Budapesta, Praga, Varșovia sau America. Din 1970 devine membru al ansamblului Doina al Armatei, un loc foarte drag sufletului său. La 19 ani am intrat la ansamblul Doina al Armatei și eram coleg cu unchiul meu. Și am făcut la turnee, am făcut multe turnee în toată România și în străinătate, dar vorbim de turneele astea din România. În toate orașele țării, începând de la Constanța până sus la Iași, la Zalău, la Vatra Dornei, la Bistrița, la Cluj, la Reghin, la Timișoara, toate, Brașov, toate. Nu exista localitate pe unde, oraș, pe unde să mergem, să nu fie iubit, să nu fie ovaționat de public când intra. Nu putea să cânte când intra pe scenă. Trebuia câteva minute ca să stai să termine aplauzele, ca să înceapă să cânte. Și în afară de asta, eram iubit peste tot, de invitați. La oameni acasă, la fel de personalități. Numai să stea de vorbă, să-i asculte o opinie, să-i asculte o părere. Șeful poliției din orașul Cutare, numai ne invita la el acasă, de la șeful căpitaniei, de la, pe la porturile astea care erau pe malul Dunării. Toată lumea nu știa cum să stea în preajma lui, că era într-adevăr un artist desăvârșit. Ne sfătuia, vedeți că aici nu e bine, asta, uite, cântam noi în hora stacat, uite așa faceți aici. Venea cu niște găselnițe, cu niște idei. Uite așa faci ca să iasă mai bine o degetație de asta. Practic avea talent de profesor.
Acordeon. Păi a făcut el, a făcut. De la el a pornit acordeonul. Ce se cântă ziua de astăzi? Era sever, fără a fi dur? Nu știu dacă mai era nevoie de severitate, că ți-era ție rușine de că era prea mare el. Și nu mai era nevoie să fie sever sau dur. Sau... Ți-era ție jenă de el, de prezența lui. Ți-era rușine să te duci cu lecția neînvățată. Iubea oamenii, iubea tinerii în special, foarte mult accent pe tineri, să-i pună în valoare, să-i... Trupa asta mai micuț eram cam toți tineri. El ne alegea cei mai tineri. Și unde nu știam, ne ajuta, ne explica, dar ne punea în valoare, ne punea să cântăm, ne obliga. Și atunci, cum să spun, vezi tu, când vine cineva, un artist mare, și te alege, e și o onoare, o mândrie, dar e și mare obligație să nu te faci de râs, să corespunzi la nivelul ăla. Vorbim despre ce an când a plecat domnul Ilie Udil în America? Păi dacă aveam vreo 7-8 ani, eu cred că vorbim de anii 65-66, ceva de genul ăsta. În 66, că da, a fost cu ansamblul Ciocărlian în Statele Unite. Foarte mulți ani de zile a fost coleg cu Nea Tudorel Pan la ansamblul Ciocărlian. Nu mai spun de Florea Cioacă, că ei la tinerețe au fost prieteni despărțiți. Ei au pus bazele la tot ce se cântă în România, cu stilul ăsta frumos, soltenez legat. Florea Cioacă cu vioară și Ilie Udilă cu acordeon. Și amândoi erau angajați, erau soliștii ansamblului Ciocărlie. În pofida regimului politic extrem de restrictiv, în perioada comunistă se dădeau petreceri multe și pe ascuns. Fie că vorbim de oamenii de rând sau de nomenclaturiști, toți găseau metode ingenioase pentru a eluda rigorile sistemului. Cumva, viața trebuia să își urmeze cursul, chiar și în interiorul unor granițe închise și a mentalităților sugrumate de opresiuni, la tot pasul. Cenzura era practicată din plin la nivel oficial, dar existau și câteva excepții, petrecerile cu lăutari. La aceste recepții participau cei mai iubiți dintre muzicanți și lăutari, pentru că Nicolae Ceaușescu și fiul său, Nicu Ceaușescu, erau doi împătimiți ai muzicii de petrecere. Printre cei invitați să cânte, evident, se afla și Ilie Udilă, care devenise în scurt timp un alintat al familiei Ceaușescu. Cum putea să plece, mai ales în acea perioadă? Avea cele mai mari relații, doamnă. Îl iubea ca pe... Nu mai zic. Tot ce există putere în țară, în București, erau prietenii lui. General, toți. Murea de el când cântă. Dacă avea o problemă de asta mai de nerezolvat, simpla lui prezență o rezolvă. Nu încălcare de lege. Problema de asta birocratică, care încălcită, care te plimbă așa de la Ana la Caiafa, de colo-colo, el o rezolva rapid. Le era rușine de el. Era foarte iubit de Ilie Ceaușescu. Și când era vreo recepție de asta, că mai era cum era înainte, veneau cu asta, blocul comunist. De la Polonia, de la Bulgaria, de la Rusia, din Cecoslovacia, din toate țările astea. Mai se făceau recepții și oamenii la recepție de asta, miniștrii se întâlnesc acolo să vorbească și mai mănâncă, mai beau și să dezleagă limbile după ce mai beau un pahar de vin. Aia când apărea maestru Udilă, Neilie, cum îi spunem noi, se mai nimerea să vină și Ilie Ceaușescu, în afară de toți miniștri. Iliuță, fama mie una de-aia, cum știi tu. Și începea și le-a arătat și la miniștri. Ce părere? Și începea chef. Într-adevăr, să dezlegau limbile, să lega prietenii mai puternice. Se spărgea gheața. Se spărgea gheața. Regimul ăla aprecia oamenii, le dădea valoarea lor. Avea ordinul meritul cultural. Semna de Ceaușescu, Nicolae Ceaușescu. Valoarea recunoscută și respectată. Acum nu prea mai, nu, e așa un talmeș, balmeș. E toți într-un loc, toți acolo. În aceeași oală băgați. În aceeași oală, de la primul până la ultimul. A luat medalia de aur la Helsinki. Când a venit, i-a dat o mașină. Da? La festivalul de la Helsinki.
Știu că a fost decorat inclusiv și de regimul Ceaușescu. Da. Îl chemau mereu. Are o grămadă de diplome. Ilie Udilă a știut să se împartă între viața de familie și viața de artist. Ambele îl solicitau și în ambele își dorea să fie prezent. Ilie Udilă nu a dezamăgit. Rolul de tată și soț nu s-au confundat niciodată cu cel de artist. A fost ajutat de către soție să reziste într-un ritm căruia mulți nu-i pot face față. Astăzi, George Udilă își caracterizează mama drept o femeie extrem de răbdătoare, dedicată familiei, dar mai ales înțeleaptă. Reușea tatăl dumneavoastră să împace viața de familie cu partea asta muzicală, profesională? Păi vreau să vă spun un singur lucru. Era omul care știa să descurce. Cânta pe un porc, pe un vițel, pe vinuri, că la noi era un fel de bursa lăutarilor lunea. Când veneau lăutarii de la nuntă, dimineața venea la noi acasă, la tată. Că tata cânta pe butoaie de vin și veneau și beau și mâncau câte o zi întreagă. Mai ales eu ca copil și cu verii mei, cu toți, trebuia să stăm să le aducem vin, să le facem, să-i ajutăm pe toți lăutarii, să-i iau la mașini când plecau, că beau și se simțeau bine. Mama a fost o femeie fantastică, fiindcă cum e viața lăutarului, tata mai făcea cu cântărețe, cu nebunii. Avea grijă de el, îl proteja, îi spunea nu-i nimic, vino acasă. Altă educație era atunci. El totdeauna vrea binele la lume, la neamuri, la toți. Nu mai spun că nu știa ce să le fac. La toți și din partea lui mama și din partea lui. Tot neamul lui i-a ajutat de să ruga pentru el toată lumea. Nu o să mai există. Ce spuneau colegii despre dânsul? Păi era idolul lor. Era un om care lăsa... Toți erau frați, nu e ca acum. Termina, ei avea grijă de mine, că îi punea tata, băi, vezi să nu bea, vezi să nu facă aia. Când visele părintelui devin și visele copilului, oare poate exista ceva mai frumos? Pentru Ilie Udilă, muzica însemna viață, pasiune, iubire și o sursă de venit, dar pentru copilul George Udilă, muzica nu se afla printre opțiunile sale, dar într-o zi se întâmplă ceva cu totul neașteptat. Din copilul timid, care nici nu voia să audă de muzică, George Udilă descoperă clarinetul și îi face o surpriză de proporții tatălui său, recent întors din turneu. Tata mi-a dat acordeon, nu am vrut să învăț. Mi-a luat vioară. Nu mi-a plăcut. Și el a plecat în America. Și nu prea mă mai suportam. Mi-era frică să nu mă bată, că nu vreau să studiez, nu vreau să fac nimic. Și când a plecat el în America, a stat un an jumate. Și eu îi spun lui mama, ia-mi și mie un clarinet. Aveam 12 ani jumate. Și mi-a luat mama clarinet, nu știa ce, că nu se cânta lăutărie cu clarinetul și așa ceva. Și mi-a adus profesor și într-un an de zile, el nu știa nimic. Că de fapt nici nu mi-a adusese nimic. Decât niște Adidas și un trenic, niște lucruri mărunte și niște blugi. Și când a venit, m-a rămas la noi în curte, cu toți muzicanții. Era și Maria Lătărețu, Florea Cioacă, toți mari. Mi-e și rușine să vă spun. Mare chef că a venit tata din America, toți. Tata nu știa. A fost o petrecere surpriză. Da, pentru că a venit. Și unchiul meu pregătise tot Fane Udilă, făcusem repetiție cu Mieluță, cu Dorel, ei mi-a arătat primele piese. Și mi-a arătat muzică lăutărească la clarinet după un an de zile. Și era toți atenți și lângă tata era și nașul lui, un clarinetist, Nicolae Băluță. Dumnezeu să-l odihnească. Și spune unchiul meu, Ilie, am o surpriză pentru tine. Vreau să cânte George. Ce să cânte, mă? Bă, lasă numai să cânte. A trecut Mieluță, Dorel și mă vede cu clarinetul.
s-a speriat. Ce cu ăsta, mă, faceți glume? El faceți glume cu mine? Și încep să cânt o horă de la si bemol tradițională, lăutărească. Aia lui Mieluț, de la si bemol major, a nebunit. Făcea așa. A tăcut. Păi nu mai era bun de nimic. A început să bea. Dimineață s-a dus, își luase, vă dați seama câte costume. Mi-a luat costumul de la școală, s-a dus la croitor și mi-a făcut 4 costume, mi-a cumpărat cămăși și mi-a luat și niște pantofi și a doua zi m-a dus la ansamblul UTC. Dar atunci nu mai eram, era ca fratele meu. Nu știa ce să-mi facă. Cred că n-a trăit nimeni clipe atât de frumoase. La un moment dat zice că sunt frate cu el. Îmi permiteam cu el orice. Eu, focul lui, că aveam 16-17 ani și că beam, le strângeam la bursa lăutarilor. Nașul meu, Tonio, nu mă cunoase, dar mă vedea că sunt cu ei, cu Toni Ordache, toți mari muzicanți care exista, adevărate fenomene ale muzicii. Și eu nu beam. Și dădea telefon nașul meu sau nea Titi. Iliuță, vezi că băiatul tău a băut. Trimite bani, că nu mai avem bani să plătim și uite, a băut aici, așa. Și tata trimitea pe un șofer al lui și dădea, ce, Dumnezeu să-l odihnească, o grămadă de bani. Acum bem din nou. Și eu dimineața, când termina ei băutura, eu cu Gică Urzicianu, cu Nicușor Turcitu, îi luam și suia mașină pe fiecare lăutar și duceam acasă. Și el era faptul că eram cu ei și erau mari muzicanți, era cel mai fericit, mai ales că am plecat la 14 ani în Bulgarie. Și de atunci a început viața noastră de frați eram, nu era tată. Pentru mine nu știa ce să fac, orice i-aș fi cerut. La un moment dat m-a luat tata și mă gonea și cu mama, băi, cât studiez? Că stăteam 5-6-7 ore cu clarinetul mână de foc să cânt. Și anii au trecut în grabă fără ca tatăl sau fiul să realizeze că părul a albit, iar corpul nu mai e nici cum ce a fost, îmbătrânim. Așa cum e firesc să se întâmple, dar rămânem mereu copiii părinților noștri, indiferent cât de mare e distanța până la cer. După o viață plină, dar binecuvântată de muzică, Ilie Udilă se stinge în urma unei operații care a dat o serie de complicații. A trecut 6 luni, eram pat. Eu cântam la Mădălin Voicu. Și îmi dăduse niște bani să fac un program. Eu am lăsat clarinetul, m-am dus acasă. El cu o oră înainte s-a spălat, s-a îmbrăcat de mort. Când am venit, l-am găsit mort. Și mă suna Mădălin, bă, ce ai făcut, mă, unde ești? Păi a murit tata. A, stai liniște. Mai ales că el era fratele meu, cel mai bun prieten al meu, Mădălin. Când a auzit, eu am lăsat, că l-am văzut că e mărcat, m-am dus, am terminat programul și am venit acasă. Deci a știut. Și eu am avut o prevedere de la Dumnezeu. Știați că după ce terminați programul, când o să ajungeți acasă, o să-l găsiți decedat? Da. M-am dus, imediat ce am terminat, n-a venit și Mădălin, nu mai. Mi-aduc aminte, lucrurile astea nu-mi plac. Unde a fost înmormântat tatăl dumneavoastră? La Ghencea. Ce să mai zic? Au venit mulți pe ultimul său drum? Doamne ferește, toți au venit. Prietenii lui toți. Muzicanții. Asta e viața, ce să facem. Toți avem un început și un sfârșit. V-ați simțit vreodată, nu știu, că stați în umbra tatălui dumneavoastră? Ați avut vreodată sentimentul acesta? Mie mi-era rușine de să cânt cu el la început. Și el mă lua, treci în față, el mă lua, dacă nu cânti tu acum te bat. El mă punea să cânt, că mie mi-era rușine că cânta el viteza aia și eu pierdeam, da. Treci și cânt. Hai, treci. Deci nu mă lăsa să fiu în umbră niciodată. Când vedea că mi-e rușine și vedeam instrumentiști, cântărețe, de asta eu, normal, fiind tânăr, aveam reținere. Trei și cânt. Nu mă lăsa o secundă. N-a existat nici în gând acest lucru. Vă rog să mă credeți.
fiindcă el ar fi dat orice și viața lui ca să eu să ajung să cânt, să mă vadă bine. Era focul lui. Păi numai, pe urmă, numai după ce cântam, mai ales când am luat festivalul de la Sofia, de la Berlin, nu mai știa ce să-mi fac. Din contră, hai să bem, mă lua să fac chef. Nu vreau pe eu, lasă-mă. Nu a fost relații de-astea între eu, dacă nu mai dă bine. Am avut care m-a îndemnat toată viața. Eu eram mai rușinos. El mă ținea permanent, în forță. Deci tatăl dumneavoastră v-a fost mentor, v-a fost prieten, v-a fost tot. Confident? Tot. Protector? Ce? Nu pot să vorbesc prea mult, lăsați-mă. Vă emoționați? Da. Finalul lui Ilie Udilă a fost unul dureros și agonizant. Pentru fiul acestuia, momentul a fost extrem de dificil, iar mintea lui a căutat să-l izoleze pentru a-și păstra cumva echilibrul interior. Mai ascult și îl pun să cânte. Și când îl aud, așa mai îmi vine lacrimi și mă liniștesc. Dar nu pun mereu că mă enervez. Nu-mi place, decât să când simt nevoia eu. A murit, l-am îngropat și m-am dus și am făcut ăla de marmură cu mama. M-am dus eu. I-am făcut, când m-am dus, am pus mâna, m-am uitat pozele alea ale lui și am căzut jos. Era să fac infarct. Nu m-am mai dus nici acum decât la mormântarea lui mama și de atunci nu calc. Nu mă duc să văd. Mi-e frică să nu fac un infarct. Vă dau cuvântul meu de onoare. Nu pot să mă duc să vă mormânt. Deloc. E prea mare suferința? Da, nu știu. Am intrat, dacă eu nu suport, n-am fost decât de 3 ori. I-ar fi plăcut maestrului Ilie Udilă în vremurile astea? Cred că tot la fel ar fi rămas și cred că i-ar fi plăcut. Nu știu cât media l-ar mai... televiziunile, mă refer, cât l-ar mai fi pus în valoare, fiindcă ei au acum mai nou nevoie de imagine, nu de calitate, de profesionalism. Și văd că mai mult se promovează imagine decât profesionalism. Probabil, da, mai sunt producători și ăștia mai, care mai știu despre ce e vorba, ar fi rezistat. Fiindcă calitatea nu dispare niciodată. Oricâtă imagine ai promova tot... Până la urmă, tot calitatea rămâne. Lumea își dă seama de... Publicul își dă seama, până la urmă. Ce este imagine, fața așa, doar suprafață, poleială, și ce este calitatea adevărată. Să construiești o casă, să plantezi un pom, să faci un copil, așa ne spune o vorbă din bătrâni, oamenii au căutat din totdeauna să își confirme existența pe acest pământ. Pe lângă cele lumești, Ilie Udilă a avut și altceva în plus, a fost binecuvântat cu har muzical și a fost măreț în toate. S-a îngrijit ca în viața asta să rămână în amintirea celorlalți, atât pentru calitățile sale artistice, dar mai ales pentru cele umane. Și toți l-au prețuit încă din timpul vieții până la clipa de adio.